Este etapa cu numărul 20, partida dintre Mioveni și Universitatea Craiova. Ultimul meci al rundei va fi miercuri pe Stadionul Național Rapid Petrol. Până una alta vom vedea pe Craiova fără Mirel Rădoi, plecat de la echipă la mijlocul săptămânii cu scandal, nu vom insista. Craiova va ajunge în curând la al 7-lea antrenor în 2 ani și jumătate. Căpățână. Frumos, Rivaldinho pentru Crețu. Șutul lui Crețu pe lângă poartă, cred că e o minge deviată. Lovitură de la colț. Crețu, care joacă în această partidă profitând de un context, de o conjunctură și de poate slăbiciunile regulamentului. Crețu a fost eliminat în ultima partidă de campionat, intenționat practic. Și iată aici o fază aici. Bună, o fază bună cu Oancea. Șutează Oancea! Inițiază, ducea bine mingea, după care a căpătat înălțime. Dacă reușea să coboare, mingea asta se ducea sub bară. Șutul lui Daniel Oancea. Adevărat că era bine, se demarcase bine aici Chantal. Marcovici, ricoșeu favorabil, Rivaldinho, pasă bună lui Rivaldinho și mingea este în, spate, în afara în porții, în spatele da, porții. Te-ai fi așteptat să înscrie Crețu. Da, a înscris din faze, din poziții mai complicate. Și au pierdut și un jucător care le-a dat 9 goluri, ceea ce pentru o echipă ca Mioveni contează. Rivaldinho scoate bine. Rivaldinho, șutul este în poartă, fabulos gol marcat de Câmpanu. Cu 5 minute înainte de pauză, mingea este trimisă în vinclu de Câmpanu, care deschide scorul aici la Mioveni. Frumos. Dragoș Bon cu gura până la urechi este fericită probabil că l-a titularizat pe Câmpanu, jucător care nu prea prindea primul 11, intra, dacă intra pe parcursul meciurilor sub Rădoi, execuție de finețe, execuție de fotbalist adevărat al fostului jucător de la Botoșani, dar și se duce să-l îmbrățișeze pentru că, într-adevăr, Dragoș Bon l-a pus în primul 11 și Câmpanu își face treaba. Stop. Excelent. Un pic mingea mișcată ca să găsească culoarul și trimite imparabil. De aici se vede și mai bine. Ce înseamnă să ai cameră și pe partea cealaltă. 6 goluri marcate în campionatul precedent de Câmpanu, unul singur acum, până astăzi, în partida cu Petrolul. Crețu! Crețu! Crețu ridică această minge pentru Marcovici. Marcovici, cum rămâne la minge Marcovici, bară! Ivan! Ce, în apărarea Miovenului? Bine, nu-i nimeni în apărarea Miovenului, sau nu era. Motiv pentru noi să vedem faza. Pune bine piciorul și aici, da, scoate mingea acolo din acel clinch. Ce făcea Burnea aici, spune-mi și mie. Uite-l pe Burnea care vine aici. Burnea și Garuti parcă au încercat să-l ajute pe Marcovici, să-i pună mingea mai bine lui Marcovici. A fost Krasnici. E cea mai bună perioadă a Mioveniului, asta e clar. Nu fi o problemă pentru Craiova. Mingea este trimisă pe lângă. Ce frumos a fost, ce frumos. Chiar frumos. Krasnici sare frumos la cap. Nu era în gura porții, execuția era grea. Încerca să devieze. Lovi mingea însă în plin la această centrare a lui Oancea. Da, i-a luat fața lui Screciu aici. Screciu a așteptat prea mult să vină mingea spre el. A greșit aici. Mingea s-a dus în bară, da, să știi. S-a dus în bară, da, incredibil. Acum văd. Bine, e bară așa exterior.